Bună seara tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Freelancer, realizată în parteneriat cu Asociația Freelancerilor. Numele meu este Anca Rancea și, ca de obicei, ne vom petrece următoarele aproximativ 3 sferturi de oră, discutând cu și despre cei care lucrează pe cont propriu. Rămăsesem datoare și v-am promis de mult o nouă întâlnire cu Sabin Gâlceavă aici de față și Radu Glonț, consilieri în negociere, amândoi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Bună ați revenit unii dintre voi! Da. Mulțumim pentru că ne-ați rechemat! Cu mare drag și o să vedeți câte lucruri v-am pregătit de data asta. Da, mi-am propus, v-ați ghicit, să discutăm despre negociere. Ce alt subiect am putea discuta cu acești doi specialiști în așa ceva, nu? Gâlceavă și Glonț, da, e puțin probabil să putem discuta despre altceva. Despre altceva, care să nu fie cu subiecte ușor tensionate, nu? Cu interese comune, parcă așa de începuserăm noi să definim negocierea, acel moment care pornește, sau acea acțiune care pornește de la un interes comun, dar cu niște discrepanțe, divergențe de opinie. Da? Ce mi-aduc eu aminte de la emisiunea anterioară? Ca să facem așa o scurtă trecere în revistă, să le aducem aminte celor care ne urmăresc. Am stabilit că, o iau așa pe sărite, întotdeauna, în momentul în care începem o negociere, stabilim obiectul, da? De ce vrem noi să intrăm într-o negociere. Nu facem o negociere doar de dragul de a avea ce să negociem sau doar că ne place nou acest cuvânt. Corect. Ci vrem să știm clar ce urmărim. Da. Da? Eram niște... De ce negociem? De ce negociem? Interesul, mai spunem, negociem. Foarte bun, uite, asta am uitat. Deci discutam despre interes. Discutam despre presetarea unei limite inferioare sau unei limite maxime pe care, de lucruri pe care, la care poți renunța. Da? Adică cât de mult poți să lași de la tine, care este acel prag la care te oprești din orice discuție. Da? Până unde poți să te duci, în cel mai rău caz. Corect. Discutam de asemenea de niște cursuri pe care voi le faceți, prin care încercați să învățați oamenii să negocieze mai bine sau să câștige negocierea încă de dinainte de a începe, respectiv din momentul vânzării, și atunci îi ajutați să se vândă într-un mod mai corect și coerent, să spunem. Ce mi-aduc aminte referitor la acest aspect era că întotdeauna când stabilești un preț, este mai credibil dacă dai un preț mai exact decât nerotunjit, decât dacă vii cu niște cifre rotunde care par scoase din poanie, să zicem. Am învățat cum să nu intrăm într-o negociere, chiar la final, în momentul în care am adus discuția despre ce beneficii am putea să le oferim membrilor Asociației Freelancerilor. Și aici, Sabin, te țin minte că nu mi-ai dat un răspuns foarte pe gustul meu, să spunem, pe placul meu. Poate mai încercăm o dată astăzi. Da, o să râzi. Da, ți-am pregătit asta, dar știi cum? M-am hotărât să-l angajez pe Radu în calitate de consilierul meu în negociere sau chiar omul care să negocieze pentru mine și să poarte această negociere direct cu tine. Că am spus în cazul acesta, un exemplu practic ne va învăța cum să negociem mai corect. Super. Și mai bine. De-abia aștept să vedem și despre ce comision de consiliere vorbim în cazul ăsta. Asta este între mine și Radu. E noi, și eu da. Și tu ești curios. Nu ți-am ascult că și eu da, aștept să văd despre ce vorbim, pentru că până la urmă nu avem nicio problemă să dăm mai mult dacă nu dăm de la noi. Corect, uite, este și o abordare foarte bună. Iar v-ați prins pe semi-picior greșit, dar îmi revin. Bun. Am văzut un tatuaj. Ce n-am discutat data trecută și vreau să mă asigur că de data asta nu mai pățim la fel, nu mi-ați răspuns la singura întrebare pe care orice invitat care ajunge în acest studio o are cu siguranță și trebuie să răspundă. Întrebarea ce înseamnă pentru voi freelancing-ul sau a fi freelancer, freelancing-ul, cum puteți defini orice vreți voi. Începem acum sau... Începem acum, da. Ce înțeleg eu prin freelancing? Foarte bun. Păi, înțeleg o sumă de cunoștințe și de abilități într-o singură persoană capabilă să se... o persoană disciplinată, capabilă să se auto-organizeze, astfel încât să livreze niște servicii pentru niște clienți. Ok.
Da, un specialist în ceva, un expert în ceva care funcționează autonom. Și asta dacă ar fi să vorbești despre beneficiile freelancingului, care ar fi acelea? Sau, mi se pare foarte drăguț că tu mi-ai dat chiar o definiție de dicționar a freelancingului. Da, am aici o cărticică și mai citesc, da, mai citesc de viață și sunt câteva definiții. Să știi că nu s-a observat, a apărut că ai spus-o tu, nu, așa, nu că ai citit. E, mai are și prompter în față, probabil că și de acolo. Uite, la, acolo nu mi-am permis să mă uit, că nu era al meu. Ce ziceam este că mi se pare foarte drăguț că tu ne-ai dat această definiție de dicționar, o definiție chiar foarte bună și foarte corectă. În schimb, majoritatea oamenilor pe care, invitaților cu care am discutat, veneau din zona asta artistică. Freelancing este libertate, este... nu știu, bucuria de a face ce vrei, adică era într-o cu totul și cu totul altă zonă, dar accept această definiție. La un moment dat am și spus că o să fac un colaj din toate definițiile, sigur o să intri în colaj, că este o definiție unică. Să intri în colaj? Nici eu să spun atunci. Atunci acolo, păi și tu. Aș vrea să intri și Sabin în colaj, dacă se poate. Ea zice că este un mini-antreprenor, dacă aș putea să-l numesc așa. Adică de multe ori freelancerii pe care i-am cunoscut au transformat ce știau ei să facă într-un business ulterior. Da? Și de multe ori, înainte de a începe, înainte de a veni și a spune, îmi fac o firmă, să angajez nu știu câți oameni, sau să am nu știu câți furnizori, sau nu știu câți clienți, sau așa mai departe, de multe ori simți nevoia de a testa, de a avea ceea ce se numește un MVP, da? Să vezi dacă funcționează. Un produs minim viabil, nu? Da, exact. Și atunci vin și spun, freelancing-ul este de fapt primul pas spre un antreprenoriat la scală, da? Adică multiplicabil după aceea. De multe ori oamenii fac asta în paralel cu ceea ce fac ei în mod normal. Testează, unii rămân freelancer și preferă să aibă această libertate despre care vorbeai tu sau să continue cu jobul pe care l-au în continuare, iar alții reușesc să multiplice suficient de mult ceea ce fac, astfel încât să-l transforme ulterior într-un business unde deja nu mai este singur freelancerul, ci devine un antreprenor. L-aș numi un mini-antreprenor, deși e un antreprenor, adică nu vreau să minimizez în vreun fel. Mini doar pentru că este singur. Doar deci pentru că el a început și că testează de multe ori, da. Ok. Avem și definiția de soloprenor undeva la nivelul Uniunii Europene, definiția acceptată. Sunt mai multe terminologii pentru același lucru, dar îmi place ideea și da, sigur o să intri și tu în colaj. Yes! Bun. Și acum să zicem că am ajuns la zi cu datoria, cu restanța din emisiunea anterioară, pentru că așa trebuia să se termine. Păi, mulțumim frumos! Nu, acum începem noua emisiune, n-ai scăpat. Mie mi-a plăcut cum ai făcut, vreau să te felicit pentru sinteza pe care ai făcut-o vis-a-vis de emisiunea trecută. Pe mine m-a ajutat ca să mă reconectez la ce s-a întâmplat data trecută și ai făcut o sinteză foarte bună. Mult drag, dar să știi că am uitat de discuția pe care am avut-o despre discounturi și aceea chiar m-a pasionat foarte mult. N-am avut nicio discuție, nu știu, despre discounturi pentru comunitatea de freelanceri. Ce am învățat este că niciodată în viața vieților mele să nu mai ofer sau să nu mai angajez persoane care mă oferă discount 20%, mai ales dacă este nesolicitat. Și un discount decent este undeva la 2,5, hai poate chiar 7% dacă ești drăguț, și cel mai important lucru este nu dai nimic fără să primești altceva la schimb. Eu aș zice mai degrabă partea a doua, da? Adică dacă obții ceea ce îți dorești cu un discount de 20%, eu ți-aș recomanda să nu accepți din prima, nu să nu bați niciodată palma pentru că e discountul prea mare. Adică nu vreau nici să picăm în partea cealaltă unde vin și spun nu e un discount bun că e prea mare, eu vreau un discount mai mic. Ok, sunt de acord și cu asta. Dar mi s-a părut foarte drăguță, foarte drăguță și aplicabilă de altfel și utilă ideea aceasta în care nu dai nimic fără să primești altceva. Adică, ok, poți să faci un discount dacă se mai taie și niște servicii sau dacă primești niște alte beneficii la schimb. În esență, ce venim noi și spunem este de fapt că e mai important cu ce rămâi în buzunar la sfârșitul deal-ului pe care îl faci, nu neapărat câți bani ți ies din buzunar sau câți bani ți intră în buzunar.
Da? Pentru că până la urmă, din schimburile astea pe care le faci, din câți bani îți ies din buzunar sau câți bani îți intră în buzunar, rezultă la sfârșitul zilei câți bani îți rămân, profitul sau profitabilitatea pe care poți să o ai pe proiect. Și atunci, mai degrabă, aș încuraja telespectatorii să se uite nu neapărat dacă le ies mulți bani sau dacă le intră mulți bani în buzunar, ci mai degrabă la ce se angajează să livreze de acei bani, da, cu ce rămân. Asta mi se pare o lecție foarte bună. Și acum, mi-ar plăcea să discutăm un pic despre impactul negocierilor în business și în viața personală sau în relațiile de non-business, pentru că am stabilit deja de tura trecută ai nevoie de negociere sau orice în viața ta, în orice relație interumană, mai devreme sau mai târziu o să ajungi să porți o negociere. Da? Fie că vorbim de business, fie că vorbim de o relație personală. De la relația părinte-copil, chiar și acolo putem vorbi de negociere până la relația dintre soți, orice fel de relație până la urmă. Da? Și acum întrebarea mea este, cine vrea să-și asume rolul de purtător de cuvânt al impactului negocierilor în relațiile personale și cine vrea să vorbească despre relațiile de business? Da. Eu sunt de acord. Perfect. Începem cu Sabina atunci. Sau nu, pentru că, uite, te văd prea pregătit. Începem cu Radu. Chiar sunt de acord. Cu ce spunea Sabin că vrea să înceapă? N-a spus, tocmai de aceea ți-a cu ce spuneai că vrei să încep cu ce eu? Alegeți tu, Radu. Poți să vorbești despre relația exact, de familie, invers. De exemplu, pentru că ai o familie numeroasă. Numeroasă ca mine. Mai numeroasă, da. Scriam într-o prezentare la un moment dat că sunt expert în M&A's, în negocierile din mergers and acquisitions. Pentru că noi avem o familie de 2 plus 2 copii. Suntem recăsătoriți și soția mea are 2 copii, eu am 2 copii și am făcut acest joint venture în care armonizăm interesele diversilor angajați între ghilimele. Ne imaginăm așa că e o companie și suntem 2 CEO și facem un joint venture și fiecare vine cu povestea lui de viață, cu background-ul, cu propriile interese, cu propriul... Și fiecare vine cu propriile conflicte, cu ceilalți. Sunt tot felul de dinamici acolo și foarte interesant. Și cred că ajută foarte mult abilitățile de negociere în a gestiona relațiile cu ceilalți. Pentru că, în mod inevitabil, dacă petreci mult timp împreună cu cineva, ai și niște interese comune. Că petreci mult timp, adică sunt multe lucruri în comun, dar ai și multe lucruri de împărțit. Ai foarte multe posibile conflicte. Și atunci, de foarte multe ori, cred că partea asta de conflict resolution e foarte importantă într-o familie în care, de fapt, să n-ajungi la conflict, să anticipezi conflictele. Ce aș putea să fac? Cum pot să fac tot setup-ul ăsta de relații și de lucruri pe care le pun pe masă, astfel încât să nu se ajungă la conflicte? Păi și cum facem asta? Adică, este foarte drăguț că discutăm în teorie, dar vreau și aplicat, vreau exemple concrete. Ce facem pentru a plana un conflict sau pentru a nu ajunge la un conflict? E cam business, că o să urmeze Sabin. E fix cam business. Trebuie să înțelegi care e interesul celuilalt. Da? Și asta înseamnă să-i asculți, să le pui întrebări, să înțelegi ce-i supără, dar de ce-i supără, nu numai ce-i supără, și să încerci să le armonizezi, găsind ceva de oferit la schimb, găsind interes, puncte comune, plecând întotdeauna de la terenul comun. Adică dacă plecăm de la divergențe, de la gâlceavă, cum ar zice cineva, s-ar putea să ne blocăm acolo și să ajungem în lucrul respectiv, să rămânem în conflict. A doua perspectivă la care m-aș uita este că interesul e pe termen lung într-o familie și într-o relație. Nu poți să am un interes pe luna asta. Luna asta trebuie să-și facă temele, sâmbăta asta trebuie să-și facă, nu-i așa, curat în cameră și neapărat duminică să-și ia farfuria de pe masă pentru că a mâncat cereale și iar a lăsat-o. Nu, e vorba de o relație pe termen lung și atunci s-ar putea ca în echilibrul ăsta de win-win, win-lose și un win mai mare pentru mine, mai mic pentru celălalt. Și așa, s-ar putea să fiu de acord să mă mulțumesc cu un win mai mic pentru mine, astfel încât să câștig pe termen lung mai multe lucruri în favoarea copilor și în favoarea relațiilor. Ce vreau să spun? Vreau să spun că de foarte multe ori interesul este de fapt menținerea relațiilor într-o familie și mai puțin câștigarea unor
poziții pe vinerea asta, sâmbătă asta, culcă-te la 9 și 10, pentru că s-ar putea să nu... Să nu te ajute să-ți menții relația. S-ar putea pe termen scurt să câștigi bătăliile, între ghilimele, dacă le privești ca pe niște bătălii, dar pe termen lung să pierzi relația și atunci nu duce nicăieri toată povestea asta. Deci... Atunci partea de comunicare este esențială și partea de perspectivă pe termen lung a interesului și de renunțare la orgoliu și de înarmare cu răbdare și de ce vrei tu. Și un comportament de negociere într-o relație personală este diferit de cel dintr-o relație de business? Principiile din spate sunt acele, așa zice. Adică dacă ne ducem așa undeva de la un balcon să ne uităm la ce înseamnă interes, ce înseamnă barna, de exemplu, da? Alternativă, ce înseamnă teren comun, foarte probabil am reușit să abstractizăm, da? Să extragem niște concepte teoretice, să spunem, băi, sunt la fel. În realitate, miza și faptul, încărcătura emoțională, faptul că miza de fapt este relația în sine, nu este de a câștiga ceva în momentul ăsta. Identificarea intereselor părților și toate încrengăturile dintr-o familie, toate relațiile, că și... Și sora trebuie să fie bine cu fratele și fratele cu sora împreună cu mama, dar mama cu tatăl și, da, e o încrengătură fantastică, ceea ce de multe ori eu nu spun că sunt expert în M&A's, dar învăț în fiecare zi să fac chestia asta din ce în ce mai bine și o să mai învăț foarte mulți ani de acum încolo. Adică nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar văd o diferență. Văd o diferență simplă inclusiv prin faptul că când negociez cu copilul nu ai alternativă, adică tu nu poți să-ți schimbi copilul. Bă, auzi, fii atent că, ok, ai făcut așa, așa, eu îl vreau pe Victor, mă, de mâine. Victor o să fie fiul sau Georgiana, sau nu merge, tot așa. Nici copilul nu poate să te schimbe pe tine. Ești un tată rău, eu zic că de luni am două opțiuni. Au venit la mine la școală, la gândi, sunt doi tați super ok, unul e... cântă la violoncel și altui sportiv și dacă te mai porți așa o să te schimb. O să mă duc la unul dintre ei. Ceea ce înseamnă că parteneriatul ăsta pe care îl faci e o legătură atât de puternică și e pe toată viața. Da? Atunci trebuie să o duci să găsești modalități care să nu te ducă în conflicte, pentru că conflictele ușor-ușor erodează relația și atunci cu cât le lași mai mult așa, cu atât s-ar putea să scârție lucrurile. Bun, Sabin. Cum e în zona de business? Cum privești negocierea în zona de business? Păi, cred că e diferit un pic, cel puțin în zona de business poți să-ți alegi cu cine faci business. Adică, din punctul ăsta de vedere, ai un avantaj față de, cum se spune, familia, nu ți-o alegi, prietenii poți să-ți alegi. Și atunci ai marele avantaj că, într-adevăr, poți să cauți alternative sau să vezi dacă, într-adevăr, ești obligat să rămâi într-o relație de business, da? De multe ori... Deci aici, scuză-mă că te întreb, în cazul relației de business, privești negocierea practic cu mai multă libertate, da? Cred că poți să ai mai multă libertate sau cel puțin teoretic ai posibilitatea de a alege. Că practic nu toată lumea este conștientă de asta sau că nu toată lumea ajunge să într-adevăr să aleagă sau să evalueze, asta este o abilitate care se dobândește în timp. Dar cel puțin cred că în relațiile de business ai libertatea de a alege sau nu să faci un business cu cealaltă persoană. Da? Adică dacă nu-ți convine sau dacă nu-ți place cum te tratează, poți automat să ieși din businessul respectiv. Da? Bine, cu niște costuri, cu niște costuri, poate cu mai multe eforturi, cu mai multă bătaie de cap, într-adevăr, uneori poți să constați chiar că ți este mai bine într-o altă relație de business decât în cea precedentă pe care o aveai. Mă rog, nu că asta nu s-ar putea întâmpla și în viața de familie. Da. Dar nu recomand asta și nu sunt adeptul. Schimbi mai ușor un partener de afaceri decât un partener de viață, sper că în da. Normal. Da, sper că da. Da? Pe de altă parte, cred că este și avantajul dat de relația de business. Adică dacă eu lucrez cu un anumit client sau un anumit furnizor, pentru că negocierea este și într-o parte și în alta, nu mă angajez până când moartea ne va despărți. Da? Adică cumva plec de la premisa că am ocazia de a stabili mai ușor condițiile contractuale pe care mi le stabilesc. Plecând de aici, cred că și rezultatele sunt mult mai
orientate către a obține niște rezultate mai degrabă decât doar pentru a menține sau dezvolta o relație. Da? Adică în momentul în care am o discuție de business, automat sunt acolo pentru că vreau să câștig niște bani. La fel cum sunt conștient că și cealaltă parte intră într-o astfel de relație pentru că vrea să câștige niște bani. Adică ar fi aiurea să-i spun, da, știi, relația e mai importantă decât bani. Chiar vrei să pleci cu bani acasă? Nu pot să-și aduc bani de acasă. Da. Poți să aduci. Până la urmă poți să se întâmple și chestia asta și lucrurile astea în anumite condiții. Cred că nu pe termen lung. Da? Și atunci vin și spun că negocierea de business este poate mai mult orientată către obținerea de rezultate decât către menținerea sau dezvoltarea unei relații. Ok, are sens și mi se pare foarte corect. Dar atunci întrebarea este cum le deosebim sau care sunt modalitățile de abordare concret. Uh-huh. Ce fac când intru într-o negociere de business și ce fac când intru într-o negociere personală? Sau, hai să vă întreb altfel, ce ar trebui să fac astfel încât să ies câștigător din ambele cazuri? Prin câștigător înțelegând că în cazul de business am mai mulți bani la finalul zilei sau am un contract mai favorabil, mai profitabil, iar în cazul tău obțin mai multe din ceea ce îmi doresc, chiar și în relația de familie. Păi ea Jenișa spune ca să mă asigur că am un contract profitabil, ar trebui să mă uit în esență la două lucruri, dar iarăși n-aș vrea să doar teoretizez. Ar trebui să mă uit la ce îl interesează pe cel din fața mea și atunci aș explora poate zona de care vorbise Radu. Și aici e o tehnică, da? Adică sunt niște lucruri care se pot învăța. Cum pot să pun întrebări, cum pot să dezvolt, cum pot să înțeleg problemele și nevoile celuilalt ca să pot să explorez, să identific exact genul de probleme și de nevoi pe care eu pot să le acopăr. Ce fel de întrebări ar trebui să punem? Păi, chiar așa se pot numi întrebări de probleme, de identificarea problemelor celuilalt, care sunt problemele cu care el se confruntă în momentul de față, unde pierde bani, unde pierde timp, unde oamenii sunt prea numeroși implicați, are nevoie de mulți oameni ca să dezvolte un anumit lucru, unde imaginea în fața terților are de suferit. Da? E, genul ăsta de probleme pe care clientul meu le are în momentul de față, dacă e să mă raportez la negocierea cu un client, clientul meu le are în momentul de față sau pe care le-a avut în trecut și care pot să fie rezolvabile de către o soluție pe care eu o propun, automat îl va face pe el să conștientizeze că pierde ceva și ar fi dispus să bage mai adânc mâna în buzunar să lucreze cu mine. Asta nu pierdă. Cu cât înțeleg mai bine toate aceste probleme și reușesc, pe urmă, să-i arăt clientului în ce mod reușesc eu să-i acopăr aceste probleme prin soluția pe care o vând. Fie că vând o soluție soft, fie că vând o soluție de resurse umane sau de imagine sau un serviciu, orice. Dar cu atât șansele mele de a mă accepta pe mine cresc. Și atunci, practic, vin și spun, am înțeles de ce ar băga mâna în buzunar, am înțeles care sunt nevoile lui. A doua direcție în care aș merge ar fi să pun un preț pentru asta. Da? Adică să vin să spun, ok, cu siguranță, nu știu, pot să vând acest pahar de apă pe 5 lei, dacă pe mine m-a costat 1 leu să-l produc. Da? Dar dacă clientul meu, nu știu, câștig 100 de lei din asta, s-ar putea să nu-mi convină să-l vând atât de puțin. Și atunci vin și spun, ok, hai să analizăm un pic câți bani câștigi tu din asta, cât m-a costat pe mine, pentru că prețul nu este dat de cât m-a costat pe mine strict, ci de valoarea pe care o aduce pentru tine. Și atunci poate că aș ajunge la un 50 de lei pe pahar și tu o să fii mulțumită că dintr-o dată ai făcut economie de 50 de lei. Da, adică, practic, este de modalitatea care, iarăși, e o abilitate. Da? Modalitatea în care reușesc să mă uit la ce-mi bagă, ce-mi scoate bani din buzunar, cum mă pregătesc, la cine altcineva aș putea să vând. Care este valoarea mea pe care o adun sau o aduc, într-un anumit proiect sau corect, într-un anumit caz. Ceea ce îmi ridic atunci îmi ridică mingea la fileu să discutăm despre, rămăsesem și data trecută oarecum într-o dilemă, cum îți stabilești un onorariu. Iar ce spui tu pentru un freelancer, da? Este că
poate este greșit să te raportezi la un cost pe care tu îl ai, un cost orar de timp pe care îl investești, dacă nu te uiți și nu-l corelezi și cu ceea ce aduci în acel, în acel interval orar, ce beneficii aduci pentru client, pentru proiect. Care e valoarea percepută de către client, de fapt? Indiferent de ce crezi tu că aduci. Percepută de către client sau pe care, tangibilă, pe care clientul chiar o are, da, de pe urma, de pe urma, exact, ta. Da? Da, eu aș veni și aș împărți eu. Dacă ești un freelancer la început de drum, probabil că mai important este nu neapărat să ai un tarif mare, cât să ai un portofoliu. Da? Și atunci ar trebui să dovedesc, să am niște referințe, că altcineva a avut ceva de câștigat din lucru cu mine. Și atunci probabil că tariful pe care l-aș pune ar fi mai jos, doar ca să pot să dovedesc că fie că ceea ce cred eu că aduce valoare, într-adevăr aduce valoare, fie că am un portofoliu care să dea niște testimoniale pentru asta după, după un timp. Dacă ajung, nu știu, să fiu un freelancer în mod uzual, fac asta de ani de zile, de 2-3 ani, de 5 ani, de 6 ani de zile, eu cu siguranță, în calitate de consultant în negociere, i-aș sfătui pe freelanceri să se uite nu doar la, nu știu, câți bani fac ei la jobul actual și să vadă cam cât vine pe oră și atunci să împartă chestia asta. Sau să vină să spună, păi eu am vândut de 100 de euro pe oră, nu știu, până acum automat nu pot să sar la 200. Pentru că în momentul respectiv ei nu fac altceva decât să negocieze cu ei înșiși. Eu aș vrea să negocieze de fapt cu, pentru valoarea pe care o aduc din piață și să negocieze, da, poate că saltul este mare, de la 100 la 200 de euro. Dar dacă proiectul ăsta aduce 5.000 de euro, mai este atât de mare? Să știi că ai pus punctul pe ei. Știu foarte mulți freelanceri cărora, în primul rând, nu le place să vorbească despre bani, în al doilea rând, nu le place să negocieze și, în al treilea rând, au și o oarecare jenă în a cere banii pe care îi merită sau care li se cuvin. Li se cuvin în sensul de au prestat deja și nu le-a fost plătită factura sau pe care îi merită în sensul de cum se valorifică și cum se valorizează în raport cu beneficiile pe care le are clientul. Și atunci, Radu, hai să vedem concret, mental, ce exerciții pot face sau, nu știu, ce tehnici aveți voi care să mă ajute să sparg această barieră de dublare a fiului până la urmă. De trecere de la 100 la 200 de euro. Este dublare, da? Este 100%. Cum pot să o justific și față de un client și cum o pot justifica mai ales față de mine? Păi, a zice în primul rând că asta e o capcană în care pot să cadă foarte des. Capcana în care eu îmi știu valoarea. Da, eu știu exact cât merit și dacă îmi dă, apropo de cei care nu vor să negocieze, și dacă îmi dă cât face bine, dacă nu, să nu lucreze. Eu nu stau să mă târguiesc, să mă tocmesc, auzim asta de foarte multe ori în cursuri. Mie nu-mi place negocierea, nu stau eu să mă târguiesc acum. Asta e ca la piață, care nu are niciun fel de, adică este un element extrem de simplist al negocierii. E doar zona de tocmeală și în niciun caz nu este procesul colaborativ de construcție din negociere. Da? Și atunci, asta e o capcană în care poți să cazi. Aia în care vii și spui că eu nu cer să-mi dea. Pentru că s-ar putea să nu-ți dea și atunci tu să te umpli de frustrări și să fie să refuzi proiecte pentru că nu ești plătit la adevărata valoare cu oricare ar fi aceea, fie să faci un proiect, să te umpli de frustrări și să, la un moment dat, să rupi relația, adică să răbufnești. Până tu chiar n-ai văzut cât am stat peste program și cât am băgat și nu știu ce, tu n-ai văzut orele alea și... Da, pentru că prima condiție ca să obții ceva este să ceri, este să verbalizezi, este să pui pe masă niște lucruri. După care, o altă posibilă capcană e inclusiv asta, să crezi de la 100 la 200 de... Adică, de... în primul rând, ar trebui să mă întreb de ce îmi propun asta? Care e baza creșterii? Că s-ar putea, nu știu, 200 s-ar putea să fie în continuare prea puțin sau s-ar putea ca 100 să fie prea mult. Și atunci m-aș ancora în piață. După care, e foarte important că m-ai întrebat cum justifici. Păi, trebuie să ai niște criterii obiective. Nu care poți nu doar așa că te-ai trezit vineri. Am un copil și nu mai sigur că și da. Cere... Sigur că da. Cred apropo, că asta, de fapt, ar fi o greșeală. Da. Mie mi-au crescut, eu mi-amintesc și acum, cu foarte mulți ani, când mă duceam la un interviu. Și primul lucru la care mă gândeam, da, ce cheltuiele am eu? Și nu avea nicio relevanță, adică știu că aveam 20 ceva de ani și mai prindeam cât un om de HR cu experiență și mă lua deoparte.
mă reduc cu fiat, că de fapt nu contează lucrurile astea, știi, că e un preț al pieței, e un job description și nu știu ce, și tu aduci o valoare. Și atunci nu m-aș concentra pe ce cheltuieli am când fac o negociere de genul ăsta, ci mai degrabă m-aș concentra pe valoarea pe care o aduc pusă într-un context de piață. Și este crucial lucrul ăsta. Valoarea pe care o aduc pusă într-un context de piață. Suntem mai mulți, clienții sunt mai mulți, am alternativă, ei au alternativă, ofer doar eu asta, sunt un programator de PHP și MySQL și suntem mulți. Python. Flash. Cum zic? Da, Python. Așa, acum e. Mă rog, asta e crypto, blockchain, da. Acolo e acum. Așa. Suntem foarte mulți, știm mai mulți lucruri ăsta sau suntem trei în toată țara și s-ar putea să fie, să descoper că de fapt 200 pe oră să fie chiar prea puțin. Și să facturez 1000 pe oră dacă suntem trei în toată țara. Da? Adică, ceea ce vă doresc și context. Vouă și mie. 1000 pe oră mi se pare bun. M-aș uita la context și mai e un lucru pe care, mai e o capcană, tot aia în care mă uit la costuri. Și, uite-te la livrabil, uite-te la valoare, uite-te la proiectul respectiv, ce aduce clientului de fapt. Că dacă fac o platformă prin care optimizez clientului meu niște costuri cu niște sute de mii de euro sau niște milioane de euro, da, sau, adică dacă aduc niște beneficii uriașe, e irelevant că măresc eu prețul de la 7500 de euro cât aș fi luat în mod normal la 20.000 de euro când clientul ăla face 3 milioane. Da? Adică e irelevant. Uite-te la tot contextul ăsta. Dar e foarte important când ceri, să ceri ferm, credibil, calculat, justificat. Nu rotunjit, nu din burtă, nu după niște criterii, cred eu că ar fi cam așa și... Nu. Cât se poate de ferm și de ancorat în piață. Pentru că trebuie să fii și credibil. Nu poți să vii cu avioane. Asta e recomandat. Așa sintetiza și eu, da? Adică nu justifica prețul plecând de la cheltuielile tale, justifică-ți prețul ție și clientului plecând de la valoarea de fapt pe care o aduci și asigură-te că livrezi acea valoare. Cât de etic și de... sau de ok este, hai să nu ne ducem neapărat doar în zona de etică, dar și practică, să am tarife diferențiate pentru același serviciu, pentru clienți diferiți. Adică să-ți oferi ție același serviciu pe care îl oferi și lui Radu, ție ți-l oferi cu 20% mai scump. Eu aș recomanda asta, pentru că fiecare client îmi dă altceva. Adică eu vin și spun, dacă vreau să intru, nu știu, pe o anumită nișă sau pe un anumit segment de piață și vreau să obțin credibilitate acolo, s-ar putea, tocmai pentru că interesul meu este de a obține credibilitate, să fiu dispus să merg cu un preț mai mic. De ce? Și să fiu mai flexibil. Și să fiu mai flexibil, pentru că mă întreabă ceilalți, dar cu cine ai mai lucrat din domeniul nostru? Ori dacă lucrez cu toți ceilalți jucători și este unul singur cu care nu lucrez și vine la mine, nu prea aș avea de ce să am această flexibilitate, pentru că nu mă mai ajută. Din potrivă, pot să vin să spun, păi ia uite câtă experiență am, deci s-ar putea să mă duc un pic mai sus. Așa cum poate un freelancer poate să accepte un preț mai mic, pentru că vine un client și îi acoperă luna august, care poate să fie o lună moartă, dar el are nevoie de bani pentru că știe că în septembrie o să plece într-o vacanță. E un motiv suficient de solid să pun o tarifă mai mic versus să stau să mă uit pe pereți, da, să țin prețul sus. Da? Deci noi recomandăm flexibilitate în zona asta. Noi avem prețuri diferite cu clienții noștri în funcție de istoric, de domenii. E ceva absolut natural, de volume, de absolut normal, în funcție de specificul proiectului. Când nu vinzi un pix, vinzi niște servicii care sunt puse într-un context de piață. Sigur că da. Nu cred că e vorba despre etică. Cred că este vorba despre flexibilitate în negociere. Și la pixuri poți să dai prețuri diferite. Sigur. În funcție de volume, în funcție de o negociere pe care o ai cu furnizorul tău de pixuri. Adică dacă trebuie să intri sub un plafon ca să-ți iei un back discount după aia de la furnizorul tău, adică să vii să spui gata, am ajuns la o sumă și îți mai dau încă 1%, s-ar putea să fii dispus să dai în preț, pentru că de fapt profitul nu-l faci de la client, cât îl faci de fapt de la furnizor de data asta. Umblă o vorbă, o modalitate de a-ți face... de a face afacerile, respectiv bine, repede și ieftin, nu se poate. Întotdeauna trebuie să-ți alegi două din trei. Ce părere aveți despre această vorbă din popor?
Erau niște cercuri se intersectau cumva, nu? Și la intersecție scrie utopie. Eu cred în povestea, în vorba cealaltă care vine și spune că dacă e ceva care ți se pare că e mult prea frumos ca să fie adevărat, foarte probabil nu e adevărat. Adică greu de crezut că există acel unicorn. Da? E foarte greu să obții și repede și ieftin și nu e imposibil, nu e neapărat o utopie. Sunt contexte de business în care poate să-ți livreze cineva repede, ieftin și bine. Dar cred că sunt extrem, extrem de rare și m-aș uita de 10 ori înainte când ar veni, dacă ar veni la mine o firmă sau un freelancer să-mi propună un proiect de genul ăsta, m-aș uita de 10 ori înainte să văd ce istoric are, dacă îl mai găsesc și mâine acolo și tot așa. Da? Și nu recomand. Zi. Da, eu ca recomandare aș veni și aș spune că dacă aș fi eu freelancer, da, și de-aia spun că unii freelanceri ajung să devină antreprenori, dacă aș fi eu freelancer, eu nu m-aș uita să livrez ieftin sau să bifez bine, repede și ieftin. Nu, da? Corect, două din trei. Asta pentru că m-aș uita mai degrabă să mă diferențiez, să ies din mulțime. Da? Dacă eu încerc să bat piața, oricând va veni o firmă sau vor veni alții care să mă bată la preț sau să mă bată la rapiditate sau să... Cu siguranță ar trebui să iasă din mulțime. Da? Și asta ar fi un sfat pe care l-aș da, care nu ține neapărat de negociere, ține de cum se vând de și cum se prezintă, da. Dar mai degrabă asta aș încerca să caut. Adică bine. Adică, da. Și bine ăla definit, diferențiat în piață și cu un USP în spate. Bine, să te gândești la tine ca la un produs, de fapt, ca la un produs de marketing și pe care să-l promovezi și să-l diferențiezi și să-i faci toată strategia din spate ca atare. Și clienții sunt capabili să bage mai adânc mâna în buzunar dacă apreciază modul în care sunt tratați, dacă le face plăcere să lucreze cu o anumită persoană. Adică sunt și niște criterii subiective aici. Pot să dau 75 de euro pe oră, nu dau 60, pentru că e foarte mișto tipul ăsta, știi? Și pune problema într-un fel și am încredere și tot așa. Și mă înțelege diferit. Și mă înțelege, da. Și îmi pune întrebări și se vede că îl interesează business-ul meu versus mă tratează ca pe un oricare alt client rece. Deci vorbim și despre modalitatea în care îți plătesc clienții ca fiind foarte importantă pentru... Sigur că da. Pentru partea de succes. E o parte din prețul pus pe un serviciu, asta este o parte extrem de importantă. E ceva ce îți susține mai departe un preț ridicat sau poate să tocmai să ți-l erodeze. Bun. Mai știți provocarea cu care v-am amenințat înainte de emisiune? Nu mai avem timp, nu? Ba, mai avem, să știi, pentru asta găsesc. Intră publicitatea. Dau totul la o parte. Ce trebuia să fac eu, să îi dau un discount? Nu, uite, facem un exercițiu pe practic. Vă alegeți voi care este subiectul negocierii. Hai să-l stabilim acum, repede înainte. Vreau să fie unul avocatul diavolului și celălalt avocatul îngerașului, să-i spunem. Cine e îngerașul și clar, cine e diavolul și cine e îngerașul. Adică nu cred că... Foarte bun asta. Foarte bun, nu? Foarte bun asta. Și acum cine? Hai să vedem despre ce negociem. Haideți, ne alegem noi un subiect de negociere? Da, să vedem, da. Și, adică ce aș vrea este efectiv să vă putem observa pe voi cum negociați unul cu celălalt, pentru că experiența mi-a arătat că din practică învăț mai ușor decât din teorie, da? Dacă săptămâna... Eu aș avea o invitație atunci, că ar putea să participe la cursurile noastre, care sunt foarte practice, ca să vadă cum se negociază în practică. La cursuri, dar până atunci hai să le dăm și un mic exemplu. Vei să-i ajute pe freelancer mai degrabă, că suntem în context de freelancing și atunci aș putea să fiu eu, un freelancer. Ok, asta vreau să o văd neapărat. Care se ocupă de servicii de marketing, okay, de publicitate, de freelancer, da. Și tu o să fii un client, ce client o să fii? Zi tu, ce client? Foarte bun. Nu că trebuie să negociați, da? Nu ești client bun. Păi nu, un client bun care are bani, adică nu... Discutăm aici ce e suma sa negocierii, ce e pe masă, ce e suma sa, nu se vede. Vrei să-mi faci o campanie de comunicare sau ce? Un site? Nu știu. Ce știi tu să faci mai bine?
O campanie de imagine, da, o campanie de imagine. Super. Și am bătut palma, adică am trecut de zona de vânt. Am făcut prezentarea, suntem foarte fericiți cu ce s-a prezentat. Bine. Și acum n-a livrat încă. N-a livrat, mi-a păi făcut nu, prezentarea, propunerea. A fost mulțumit. Okay, a fost e mulțumit, interesant. A răspuns brief-ului. E interesant, okay. Acoperă, s-a pare văzut că acoperă, n-ai cu cine altcineva cam să lucrez. E cam scump. Ok, da. Hai să vedem. Dar nici tu n-ai alternativă. S-a avem văzut. Cam, vă las cam 3-4 minute. Ce părere aveți despre prezentare? Pare interesant așa pentru toate punctele pe care le-am discutat, adică mi-a plăcut că te-ai dus și în zona de ceva. Social media. Mă rog, bănuiesc că e cumva standard, adică genul ăsta de prezentări le-ai mai făcut și în altă parte. Noi nu facem prezentări nu standard. Nu suntem primii, nu? Nu, noi nu facem prezentări standard. Eu am o echipă de colaboratori și mă sfătuiesc cu ei. Am strateg, am om de producție, specialist în PR, e foarte important PR-ul. Și cer, nu, de fiecare dată facem prezentare speciale, dar s-a văzut. Probabil, adică, tocmai pentru că aveți atât de mulți oameni implicați, se justifică și prețul ăsta mai ridicat, nu? Nu, că i-am consultat fără niciun fee în faza asta. Și dacă o să fie implicați alege, după aia... Sunt șanse. Eu spun sincer, că este mult peste ceea ce fie avem noi bugetat, fie la ce am văzut în altă parte. Adică m-am mai interesat și este cu, cred că cel puțin 50% peste cele mai bune oferte pe care eu le-am văzut. Deci, dacă reușim să batem palma pe 50% din cât, cât ai propus, da? Înțeleg că mi-a plăcut cum ai prezentat, mi se pare poate... E multă muncă acolo, da. Tocmai, dacă reușim să batem palma la 50%, cred că putem începe să lucrăm împreună. Putem să revenim la buget, că oricum bugetul nu e final, adică trebuie discutat. Dar când aveți nevoie să începem... proiectul. Cât de păi suntem în martie, adică dacă ne apucăm când? Ne apucăm în iunie, vine vara, lumea se uită la altceva, dacă nu ne apucăm... Deci în toamnă? Atunci? Nu. Cât mai repede, adică dacă se poate să începem din aprilie. Ar trebui să... E aproape aprilie. Mai sunt, mai avem o săptămână până când, mă rog, o să fie mai. Corect. Eu mă mândresc cu o planificare extraordinară și în momentul ăsta înțeleg mai am 3 proiecte. Înțeleg că ești mult prea încărcat și nu mai poți să mai duci și proiectul nostru. Tocmai, sunt foarte bine planificat și aș vrea să mă asigur că în momentul în care îmi asum ceva față de clienții mei, livrez exact atunci, pentru că e piața plină de freelancer și sunt convins că ați tocmai, mai văzut. Da? Eu sunt între okay, cei freelancer care atunci când au zis că livrează un lucru, atunci livrează. Și am un portofoliu extraordinar, adică ăsta e motivul pentru care am și venit cu 30 de proiecte diferite în portofoliu, puteți oricând să cereți recomandări. Deci dacă începem în aprilie, care este reducerea pe care... În aprilie e foarte strâns, adică bănesc când ați pregătit proiectul ăsta de luni de zile, așa cum mă pregătesc și eu pe treaba asta, adică, nu? Da, suntem o firmă serioasă. Evident, nici nu se pune până... Și atunci, cât de repede am înțeles în aprilie, dar cât de mult ați putea să vă duceți cu startul? Din aprilie în decembrie. Cât de târziu ați putea să începeți? Îmi spui de fapt că nu poți să te ocupi de mine? Trebuie să-l planific, tocmai. Când poți cel mai devreme să pui asta? E foarte ușor să zic că mă apuc mâine sau poimâine, dar e foarte important când aveți nevoie. Zi-mi când poți să te apuci. Depinde foarte tare. Depinde foarte tare de ce resurse implicăm. Și atunci aș mai trece odată prin partea de nevoi. Dar poate că vreau să mă asigur că am înțeles bine ce spuneați că aveți nevoie. Spuneați că vreți o campanie de imagine care să vă diferențieze de absolut toată piața? De competitorii noștri, dar nu mă interesează să mă compar cu Vodafone, de exemplu. Okay. Sau cu Orange, sau cu sau Telecom. Orange, sau cu Telecom, da. Nu, adică nu mă interesează dacă nu e din domeniul meu, nu mă interesează să mă compar cu el. Dar mă interesează să mă diferențiez de alte firme de servicii ca mine. Absolut. Și spuneați că pentru asta vă doriți neapărat să nu repetați greșelile din trecut, să lucrați cu tot felul de, dacă mi-am amintesc bine, de amatori. Exact asta, m-am săturat de amatori, nu vreau amatori.
Asta e și motivul pentru care am integrat în buget resurse de seniori. Știți, aia sunt cei mai scumpi din piață. Când te poți apuca de treabă, mi-a plăcut prezentarea, mi-a plăcut că ești profesionist, nu trebuie să mai povestești asta, zi-mi când te poți apuca de treabă un deadline care să-ți fie confortabil și, bineînțeles, care e discountul? Acestea fiind spuse, trebuie să vă întrerup. Îmi place foarte mult. Mă uit la voi ca la televizor și este, ca exercițiu este minunat. Tocmai de aceea vă invit și pe voi să mergem împreună la un curs de negociere ca să vedem exact cum se întâmplă lucrurile și să putem să ducem și noi o discuție în acest mod. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru că ați fost alături de noi. Sabin Gâlceavă, Radu Glonț, consilieri în negociere, vă mulțumesc. Mulțumim. Ne vedem săptămâna viitoare și până atunci, zile cu soare. La revedere vă doresc.